Salutare! Astăzi vom testa gimbalul, adică nu neapărat îl testăm în natură sau așa, dar vă voi arăta câteva feature-uri pe care le are acesta. Așa că trebuie doar să-l montăm pe acest telefon Samsung S23 Ultra. Pentru că am zis că este compatibil, așa că o să și vă arăt că este într-adevăr compatibil. Și anume o să vedeți cum o să mă conectez la aplicație. Bun. Bun, aici este gimbalul, l-am desfăcut, am montat telefonul pe el. După cum vedeți, e această clemă magnetică care i-am montat-o, se potrivește perfect și cu husa de pe telefon. I-am desfăcut piciorușele și în momentul de față acesta este pornit, este stabilizat. Am să vă arăt cum intru în aplicație și să vedeți că se și conectează. Și apoi o să facem o scurtă descriere despre aceste butonașe și aceste controle ale gimbalului. Piciorușele, ca să le desfaceți, o să vă arăt puțin mai încolo. Este foarte simplu, trebuie doar să trageți în jos până când se vor deschide aceste chestii metalice, după care se vor putea plia piciorușele felul în care le vedeți acum. Bun, haideți să intrăm în telefon. Ok, în primul rând va trebui să intrați aici și o să vedeți că l-am împerecheat deja cu, a fost deja împerecheat cu gimbalul. După care vă descărcați aplicația Insta360 Flow, care o găsiți bineînțeles în Google Play, și haideți să vedem. Bun, a mea deja era pornită, așa că cam așa arată aplicația înăuntru. Avem o aplicație destul de tufoșică, ca să zic așa, dar o să mă axez doar pe câteva detalii și poate pe viitor o să vin cu poate cu un video mai explicativ al acestei aplicații sau cu alte feature-uri pe care astăzi nu, poate nu reușesc să le prezint. Ce mi-a plăcut la această aplicație e că putem într-adevăr să selectăm să filmăm 4K cu 30 de FPS-uri cu telefonul Samsung S23 Ultra. Vrem să facem o filmare cu telefonul, vrem să ne depărtăm de gimbal și de telefon, punem telefonul pe tripied și ne depărtăm de el, dar vrem să avem un gest prin care să-i spunem gimbalului și telefonului că da, pornește filmarea, înregistrarea sau oprește-o. Și acesta are niște opțiuni interesante aici, așa nume această iconiță cu palmă, care dacă selectăm una din aceste două opțiuni de aici, putem să ne depărtăm de telefon, iar în momentul în care arătăm palma așa către gimbal, o să vă arăt și chestia asta, o să vedeți că se pornește înregistrarea. Pe urmă, iarăși, dacă vrem să oprim, la fel cu același gest, oprim înregistrarea. Ok, o altă chestie interesantă la el, bineînțeles, este că avem aici tot felul de opțiuni, fotografie de panoramă, fotografie normală, video, time-lapses, dacă vrem să facem time-lapses, dolly zoom. Mai am o chestie care vreau să vă arăt, parte de tracking pe care o are, pe care o are acest gimbal. După cum vedeți aici, în momentul de față, apare un pătrățel verde pe fața mea. O să vedeți că dacă eu mă mișc acum către stânga, telefonul și gimbalul mă va urmări și pe mine. Vedeți? Acesta mă urmărește în timp real. Și făcând chestia asta, gândiți-vă că este ușor să puneți acest trepied, acest gimbal undeva, să stea fix și voi să vorbiți pur și simplu la cameră și chiar dacă vă plimbați sau ceva, acesta vă va urmări. Ok. Bun.
Haideți să vedem și cum se descurcă dacă eu mă voi lăsa în jos. Ok, vedeți, acesta m-a urmărit și în jos. Haideți să mă ridic și pe vârful cumva. Ok, vedeți, s-a ridicat. Bineînțeles, din ce am văzut, are niște limite, în sensul că nu se poate duce foarte mult în jos și nici foarte mult în sus, ceea ce e limitat. Dar nu cred că vă trebuie chiar așa mult. Vă puteți schimba pozițiile în timp ce filmați sau ceva și se va rezolva tot cadrul respectiv. Ok, asta cu tracking-ul v-am arătat. Dar să vă arăt și dacă eu voi dispărea efectiv din voi dispărea din cadru. Fața mea nu se va mai vedea. O să vedeți că telefonul, aplicația în sine, o să fie pătrățelul acesta cu portocaliu și el nu o să mă mai găsească, dar în momentul în care voi apărea mai târziu în cadru, acesta va reîncepe urmărirea feței mele. Și se pare că toată această chestie o face datorită unui AI care l-are incorporat în gimbal și în aplicație. Bun. Haideți să vedem dacă eu mă voi feri foarte rapid acum. Ar trebui ca acest pătrățel verde care îl vedeți pe ecran aici o să se facă galben portocaliu. Înseamnă că nu mă mai detectează. Iar apoi voi sta câteva secunde și când vor reveni în cadru, această aplicație ar trebui să rea tracking-ul meu, adică să înceapă să mă reurmărească iarăși. Bun, vedeți? Pătrățelul acela portocaliu s-a făcut, eu sunt afara cadrului. Voi sta câteva secunde. Și acum o să revin în cadru. Ok, vedeți? A început să reia, să mă reurmărească și pătrățelul acela s-a făcut verde. Bun. Haideți să încercăm treaba cu palma respectivă, să vedem dacă într-adevăr filmează și se potrivește. Ok. O să aleg. O să aleg asta și o să mă depărtez un pic. Și o să ridic palma, să vedem dacă începe înregistrarea. Vedeți? Înregistrarea a început să pornească. Deci chiar înregistrează. Și acum voi ridica din nou palma ca să se oprească. Ok, după cum vedeți, s-o și oprit. Haideți să mai facem o dată. Ok, începe. Bun. Acum oprim. Bun, perfect. Vedeți, asta e o chestie foarte interesantă. În momentul în care vă depărtați de telefon și de gimbal, dacă nu aveți telecomandă la telefon, să zic, de exemplu, Samsung S23 Ultra are un S Pen care se poate folosi și pe post de telecomandă pentru cameră. Puteți folosi acest gest al telefonului și acesta va începe să înregistreze, să facă filmarea sau poate chiar fotografie. Haideți să vedem dacă chiar face și fotografie. Bun, am pus pe modul fotografie. Am un pic să filmez cu camera sport și ok, haideți să vedem. Mi se pare că și pentru fotografie merge. Mă depărtez un pic. Ridic palma. Avem 3 secunde. Face fotografia și se oprește. Perfect. Ok. Deci am văzut partea de tracking. Este foarte intuitivă și foarte bună. Chiar și când dispar destul de mult din cadru, acesta poate să reia tracking-ul respectivului subiect. Putem folosi și gesturile ca să pornim filmarea sau să facem o fotografie. Bun, și haideți să vedem acum în partea, bineînțeles, în meniu aici mai avem foarte multe opțiuni pe care putem să le selectăm, deselectăm.
În momentul de față eu nu mi-am selectat prea multe, sunt cam cele default, singura chestie care mi-a pus a fost gridul respectiv și faptul că mi-am selectat să filmeze 4K. Bun, o altă chestie ce vreau să vă arăt este aici jos. Aici jos, la gimbal avem un fel de touch, în sensul că ca să selectăm un mod din cele 4 de aici, pur și simplu atingem banda aceasta neagră și acesta se va muta în partea următoare. La fel, dacă vrem să dăm înapoi, facem treaba inversă. Iarăși dăm așa, încă o dată, ca să ajungem la ce vrem noi. Bun, dacă vrem să ne întoarcem înapoi la auto, după cum vedeți, în momentul și în care selectez eu aici, zicem că mă duc înapoi la FPV. O să apară și pe ecran aici faptul că am selectat FPV-ul. Ca să selectăm, de exemplu, dacă vrem să facem poate o fotografie sau ceva, putem să selectăm, de exemplu, în momentul de față, să zicem că îl punem pe video aici, da? Un pic, l-am pus pe video, ok. Și acum vreau să mută pe foto, de exemplu, sau pe alt meniu din aplicație. Dați, am apăsat pe asta și s-a mutat pe timelapse. Hai să mai încercăm. Acum avem time shift. Acum avem dolly. Ok, acest buton ne ajută să ne întoarcem. Da. Deci se pare că la ca un dublu click facem aici, ca o dublă atingere și asta ne ajută să ne întoarcem înapoi în meniu. Ca să-l oprim, bineînțeles, se poate opri de aici, dar nu vom opri și mai avem partea de joystick. Partea de joystick. Acesta se putem mișca telefonul cum vrem noi. Haideți să vedem. Se mișcă foarte smooth, deci se apasă foarte ușor pe acest joystick. Haideți să vedem și cum se mișcă și sus jos. Perfect, se mișcă foarte frumos. Da, și mai avem rotița de aici, care bineînțeles face zoom, ne ajută la partea de zoom. Bun. Deci am zis că vă prezint de fapt opțiunile de pe gimbal, și anume auto este modul în care de fapt gimbalul face tot automatic, ca și pe orice telefon sau așa, când vreți să fotografiați și puneți pe auto, își ajustează el toate nebunile, viteza, focusul și aici vorbim de fapt și de mișcările gimbalului. El și le ajustează pe toate, modul auto. Când porniți gimbalul, chiar pe modul acesta se pornește. Are modul F. Un pic să... Bun, care înseamnă follow. Follow, adică pur și simplu ce face el, vă va urmări și pe lângă asta că vă urmărește, îi crește și viteza prin care gimbalul reacționează la mișcările subiectului. Apoi mai este pan follow, care sau puful ăsta de aici, care pur și simplu, dacă vreți să filmați pe cineva, să vă rotiți în jurul unui subiect, de exemplu, vreți să filmați o persoană și vreți să pur și simplu să o înconjurați în timp ce o filmați, acest mod este perfect pentru a face treaba asta. Și mai este FPV, hai să și-l selectăm. Ok, care pur și simplu acesta ajustează axele. Aici, dacă vreți, de exemplu, să filmați ceva mai cinematic, să zicem așa, ajustează pur și simplu axele pentru a face filmările respective, în cazul în care
vă mișcați cu gimbalul chiar și într-o parte sau în diagonală, în sus, în jos, cumva el le ajutează și face mișcările mult mai mai fluide între schimbările respective pe axe. Acesta mai are însă încă două moduri de acțiune și anume care nu sunt prezente neapărat aici, dar pe care se pot reprezenta aici. Și anume, dacă ținem butonul din spate care vi l-am arătat odată apăsat, acesta a intrat în modul lock. De exemplu, acesta e în cazul în care vrem să filmăm ceva care e pe o distanță destul de mare și vrem să rămânem stabil, să nu se mișcă, să nu se miște pe toate axele respective gimbalul. Pur și simplu doar să rămână stabil și să stabilizeze imaginea și atâta, să putem face treaba asta. Avem și aici, în momentul în care am apăsat, vedem că aplicația ne-a spus despre acesta că a intrat în lock mode. Bun. Acum dacă eliberăm, bineînțeles că va ajunge înapoi în modul de dinainte. Și mai are încă un mod care se numește, cred că Auto Plus, dacă țin bine minte. Este modul în care tot prin acest buton folosit de aici, dacă îl apăsăm o dată, îi dăm drumul și după care îl mai apăsăm încă o dată, dar îl ținem apăsat. O să vedeți că și pe ecran ne-a apărut aici iarăși o Active Plus, de fapt, așa se numește. Bun, ce ne spune acesta e că în momentul în care am făcut treaba asta, am activat Active Plus, putem să filmăm, de exemplu, subiectul care se mișcă poate mai rapid sau ceva. Și atunci putem activa acest mod și gimbalul ne va ajuta să filmăm acel subiect. Însă cred că eu o să vin pe viitor cu un alt video în care o să fac strict doar aceste filmări, aceste genuri de filmări cu cele 6 moduri de acțiune ale gimbalului, ca să vedem mai clar exact ce se întâmplă cu adevărat. În momentul de față, pur și simplu am vrut doar să fac o prezentare așa mai generală al gimbalului. Și vreau să vă arăt într-adevăr pe scurt că într-adevăr acesta se conectează, face împerechirea cu telefonul, gimbalul, și putem să-l folosim exact așa cum vrem noi. Și pe lângă asta, da, cu adevărat se filmează 4K, ceea ce pentru mine este foarte important lucrul acesta, ca să pot filma cu telefonul, mai ales că este Samsung S23 Ultra, care poate filma lejer 4K. Vroiam într-adevăr să pot filma și cu gimbalul și cu aplicația gimbalului să pot filma 4K. Ce am uitat să vă zic este faptul că acest gimbal se poate și extinde. Dacă tragem de aici, ok, vedeți, cam asta este cât se poate întinde el, extinde el. Deci putem filma și mai de sus sau așa cu gimbalul. Bun, ce vreau să vă mai arăt e partea asta de care am zis că vă arăt cu trepiedul acestui gimbal. Vedeți, acum în momentul de față este de tot în interior. Pur și simplu tragem de aceste mânere de aici, îl scoatem. În momentul de față nu putem să-l glisăm în stânga sau în dreapta, pur și simplu trebuie doar să tragem și de celelalte piciorușe, mai ales de piciorușe, le desfacem pe toate și după care gimbalul ne va permite să extindem în lateral la piciorușele și să-l punem să stea stabil undeva. Ok, acum putem să-l punem înapoi la loc, bineînțeles, în același mod, iar îl deschidem, punem așa. Ok, cam atât pe astăzi. Dacă considerați că a fost util, spuneți-mi mai jos în comentarii.
ajutați-mă cu un like, cu un subscribe, bineînțeles că mă va ajuta și cu algoritmul YouTube și bineînțeles voi știți și eu ceea ce doriți voi să pun aici pe canal, poate legat de aceste echipamente pe care eu le folosesc pentru a mă filma pe YouTube și pentru a filma diverse chestii pentru YouTube. Am să revin pe viitor și vreau să revin pe viitor cu un filmuleț în care voi folosi toate aceste moduri de care v-am prezentat, toate aceste 6 moduri ale gimbalului, și anume auto, bineînțeles că asta se ajutează automat, auto, follow, pen follow și FPV-ul, dar și celelalte moduri care nu se prezintă neapărat în față pe rotiță, și anume lock și active plus. Voi folosi toate aceste moduri într-o filmare ulterioară care va veni, sper că în curând, pe canal, și spuneți-mi ce părere aveți. Sau dacă vreți să fac acea filmare cu acele exemple, cu aceste moduri ale gimbalului, dacă vreți să vedeți într-adevăr cum funcționează și ce înseamnă cu adevărat acele moduri, spuneți-mi mai jos în comentariu dacă vreți să revin ulterior cu un alt video. Și până atunci, pe data viitoare. Ciao!